seara, domnule și domnule, ediție specială a ultimei ore. În această seară, transmisiune în direct chiar din biroul Ministrului Sănătății. Domnule ministru Nelu Tătaru, bună seara, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți invitatul acestei emisiuni. Suntem, domnule ministru, în a șaptea zi cu peste 1000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Cât de gravă este situația? V-ați așteptat la această situație după ce s-a renunțat la starea de urgență și am intrat în starea de alertă? Bună seara! După cum ați putut vedea, sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, a arătat o scădere a numărului de cazuri. Chiar aveam 120 de cazuri noi pe zi. La 1 iunie am avut cea de-a doua măsură de relaxare. Odată cu aceste măsuri de relaxare s-au dat și norme pentru aplicarea acestor măsuri de relaxare. După cum ați putut vedea și dumneavoastră, aceste norme care trebuiau puse în practică, în vederea desfășurării și funcționării anumitor activități, nu prea au fost respectate. Încet au urmat o creștere progresivă a numărului de cazuri, terminându-se în ultima săptămână cu cazuri noi peste 1000. Ca și Ministerul Sănătății, a trebuit să gestionăm și o perioadă de pe 3 iulie până pe 21 iulie a lipsei unor pârghii care constau în carantinarea persoanelor sănătoase, în locuri instituționalizate sau la domiciliu, precum și izolarea în spital ca internare sau izolarea la domiciliu. După trecerea acestei perioade și apariția legii promulgată de președintele României, a trebuit să facem acele norme de aplicare a legii și în această săptămână, în care avem și un număr mare de cazuri, pe de o parte a trebuit să gestionăm acest număr mare de cazuri prin pregătirea capacității spitalelor pentru a primi acești pacienți atât la nivelul terapiilor intensive cât și la nivelul secțiilor de boli infecțioase, precum și activarea unor spitale suport COVID care la un moment dat erau solicitate pentru patologie non-COVID. În alt plan, a trebuit să avem acel moment al DSP-urilor care trebuia și trebuie în continuare să facă un efort titanic pentru a gestiona acele anchete epidemiologice, precum și a da acele decizii pentru persoanele care sunt sănătoase de carantină sau pentru persoanele care sunt bolnave în vederea instituționalizărilor la spital pentru cele internate, cât și la domiciliu sau în locuri special amenajate pentru cele izolate în afara spitalului. Menționez că a trebuit în tot acest timp să gestionăm și acei pacienți care în perioada vidului legislativ au solicitat externarea sau au refuzat internarea pentru a-i cuprinde în anumite anchete epidemiologice și la rândul lor să fie dirijați către izolare sau carantină în funcție de ce se impunea. Aceasta este situația până în acest moment. Ce estimați că se va întâmpla de acum încolo? Este un punct de răscruce, să zic așa? Ne putem îndrepta către o situație care să ne ducă către, Doamne ferește, drame de genul celor cum am văzut în Spania și în Italia? Sau este un punct de la care putem reveni înapoi la o situație gestionabilă măcar? Sigur, putem reveni la o situație gestionabilă. O gestionăm și acum. După cum spuneam săptămâna trecută, vom avea două săptămâni grele. Aceste săptămâni includ tocmai ceea ce am enumerat înainte. Dar, mă repet, nu putem rezolva sau tranșa această problemă doar în spitale. Putem primi pacienți, putem gestiona acești pacienți, putem trata acești pacienți în terapie intensivă, în secțiile de boli infecțioase, în secțiile de pneumologie, în spitalele suport sau în acele spitale pavilionare care sunt accesorii sau secții externe ale spitalelor de boli infecțioase. Dar această gestionare ține foarte mult și de numărul de pacienți care vin către spitale de la o zi la alta, atâta timp cât nu se respectă nici o regulă și avem acea transmitere comunitară accentuată, aceste spitale la un moment dat pot claca. Avem o perioadă de 3-4 zile în care numărul rămâne constant, în afară de ziua de alaltă ieri când am avut 1284 de cazuri noi. Suntem în jur de 1120-1150 de cazuri noi, cu 357 de cazuri în terapie intensivă. Paturile de terapie intensivă sunt cele care duc greu în acest moment, dar n-aș uita nici de cei care gestionează sau tratează acest pacient în terapie, în bolile infecțioase, în pneumologie sau în spitalele de suport COVID. Domnule ministru, se observă după intrarea în starea de alertă și se vede asta din toate imaginile publice, din felul în care oamenii se raportează la ceea ce se întâmplă și la sfaturile autorităților,
un soi de neîncredere, neîncredere crescută în ceea ce se întâmplă, nu știu, în efectul absolut îngrozitor al acestui nou coronavirus. Una dintre problemele pe care am auzit-o foarte des în discuțiile cu oamenii este cea a felului în care se testează. Spre exemplu, și am mare rugăminte să le explicați oamenilor, pentru că vine și de aici, și de aici vine marea neîncredere. Am avut duminică 1151 de cazuri la 21.000, astăzi la 21.000 de teste, iar duminică un număr similar de cazuri la mult mai puține 7.000 ceva de teste. Prin urmare, același număr de infectați la un număr diferit enorm de teste. Cum se explică aceste diferențe mari de testare? Pentru că dacă te-ai fi așteptat duminică unul din șapte oameni să fie infectați, astăzi la 20.000, 22.000 de teste, numărul de infectați să fie mult mai mare, în realitate el a rămas același. Da, uitați-vă că astăzi din cele 21.000, 8.000 și ceva de teste sunt ale celor care pleacă în concedii. Da, sunt teste care se fac din diferite focare și atunci este, să spunem, probabilitatea să avem mai multe cazuri infectate, cum au fost cele de sâmbătă-duminică lucrate, precum și sunt teste care se lucrează efectiv pentru cei care pleacă în concediu sau sunt anumite unități, agenți economici care își testează angajații. În acest context putem vedea zonele care sunt Argeș, Prahova, Dâmbovița, unde acolo avem un număr mai mare de teste care se fac pentru cei care lucrează în anumite unități și avem și foarte multe teste pozitive, având în vedere și naveta care se face intrajudețeană sau interjudețeană pe transport. Domnul ministru, cum vă explicați, bănuiesc că ați văzut-o și dumneavoastră, cum vă explicați această neîncredere scăzută sau, mă rog, din ce în ce mai accentuată a populației față de această pandemie? Adică oamenii par să spună, domnule, hai că nu e dracu chiar așa negru, putem să ne descurcăm. Mi s-a spus în martie, aprilie că vai, o să fie prăpăd, uite că n-a fost. A fost o primă perioadă a acestei pandemii, o primă cocoașă, să spunem așa, în care a fost acea teamă, acel instinct de conservare, au fost imagine, tot ce a însemnat Italia, Spania, în care vedeam într-adevăr ce reprezintă sisteme medicale dezvoltate care trepidează sub greutatea unei pandemii și poate că faptul că la noi au fost niște rezultate mai bune au făcut să apară acea situație în care nu e chiar așa de rău, nu e chiar așa de grav și atunci, despărând tot ce înseamnă teama, frica, instinctul de conservare, odată cu anunțarea primelor măsuri de relaxare pe 15 mai, trecerea în starea de alertă, a făcut să intervină oarecum și un soi de, eu știu, neîncredere, poate și cu ajutorul unora din societatea noastră care au ales să bagatelizeze acele luni sau să meargă pe acel principiu, ne-a ținut degeaba în case, oricum nu era nimic economic, ne-am prăbușit, de ce să purtăm o mască, de ce să mai respectăm niște reguli și atunci curentul care s-a creat a dus într-un final la propagarea acestei neîncrederi și a unei stări de instabilitate la nivelul societății noastre. Domnul ministru, mai este și chestiunea testelor fals pozitive și aș vrea, sau fals negative, și aș vrea să discutăm un pic aici, pentru că iarăși sunt cazuri cu impact public major. S-a vorbit foarte mult despre cei de la fotbaliștii de la CFR Cluj. Într-o primă etapă, toți pozitivi, jale și prăpăd, ce să vezi imediat de retestați? Negativ. Foarte multe, apar din ce în ce mai multe tipuri de genul ăsta de cazuri. Și atunci oamenii zic, domne, m-ai testat și am ieșit pozitiv. Eu vin mâine și fac pariu cu tine că sunt negativ. Există o problemă la nivelul testării în România? Putem să mergem pe încredere? Da, domne, în momentul în care se fac testele astea, fiți convinși că cu o marjă foarte, foarte, foarte mică de eroare, testele sunt bune. Aceste teste real-time PCR, teste moleculare, au o specificitate și o sensibilitate destul de mare, 99%. Dar trebuie să ne gândim că niște teste fals pozitive pot fi fals pozitive sau niște teste negative pot fi fals negative. În funcție și de aparat, în funcție și de parametrii acestuia, în funcție de laborator, în funcție de tehnicianul care operează aceste aparate. La început, după cum știți, am plecat cu un singur aparat, 100 de teste și acum suntem la 133 de puncte de testare în care se pot face, dacă se lucrează în trei schimburi, 27-28 de mii de teste pe zi.
În condițiile în care aceste teste se fac într-un context medical, într-o anchetă medicală, cu o anumită recomandare, coroborând un test, un rezultat al unui test cu clinica, cu patologia, cu apartenența la o anchetă epidemiologică, poți gestiona acest rezultat. Noi nu trebuie să uităm că în primele 2-3 zile poți avea un test negativ, deși ești infectat. După cele 3 zile poate apărea un test pozitiv. Trebuie să judecăm aceste rezultate și într-un context al bolii. După cum și la un anumit moment al bolii, după 6-7 zile, încep repleția virală și apariția de anticorpi să se confrunte și putem avea o negativare a unui test pe care îl așteptam. Dar, mă repet, putem și avea și rezultate fals pozitive sau rezultate fals negative. Bun, astea sunt cu siguranță incidente, să le spun așa, dar la nivel mare, nu știu, să vezi, zicem că din 100% testare putem să spunem că 98% sunt rezultate corecte și 2% sunt erori. Aveți vreo estimare cu privire la acuratețea acestor teste? Da, din ce am discutat și cu colegii noștri din Europa, într-adevăr există și aceste erori care pot fi, până cum a spus dumneavoastră, 2-3%, deși unii au găsit în studiile lor ca rezultate fals negative, care pot fi mai frecvente decât cele fals pozitive și pot fi până la 30% în unele laboratoare din vest. Și mă refer aici, iarăși vreau să discutăm un pic, pentru că vin afirmații din partea unor persoane cu credibilitate, și aici vorbesc despre profesorul Rafila, care spune că la testare problemele vin și din calitatea testelor și din calitatea medicilor, pentru că spune așa profesorul Rafila, dacă reactivii sunt cei corespunzători, se află în termen de valabilitate, contează, de asemenea dacă personalul medical are experiență de lucru în diagnosticul molecular. E România, măcar la nivel mediu european, din perspectiva celor spuse de profesorul Rafila, avem și personal, avem și reactivi, astfel încât să fim siguri că vorbim despre 1000 și ceva de infectați pe zi? Avem, după cum vă spuneam și înainte, 133 de puncte de testare care la un moment dat au primit o autorizație de funcționare ca și laboratoarele și au intrat pe programul nostru de testare în virtutea programului pentru boli transmisibile și programului de testare. Fiecare laborator așa are furnizorul lui de teste și are aparatul propriu și are furnizorul de reactivi, unde vedem și v-am fi sesizat sau am fost sesizați vis-a-vis de un laborator care a dat foarte multe erori, atunci vom merge și vom reevalua acel laborator. Într-adevăr, ține foarte mult de personal, ține foarte mult de aparat, de reactivi și de interpretare la un moment dat. Vă bazați pe aceste rezultate dumneavoastră în analiza pe care o faceți în fiecare zi sau, mă rog, bănuiesc că vă uitați pe date în permanență. Vă bazați pe ce primiți ca rezultate la teste? Noi ne bazăm pe aceste rezultate. V-am mai spus, noi am plecat de la un singur laborator, mergând progresiv spre cele 133 de puncte, ghidându-ne după aceste rezultate și anchetele ulterioare. Anchetele epidemiologice care, de exemplu, de la un contact pozitiv, simptomatic, se dezvoltă o altă anchetă și mergem efectiv după fiecare caz în parte. Le-am luat după evaluări și reevaluări. În momentul în care acest pacient se află internat în spital, medicul curant decide când se face o reevaluare a testării, în funcție și de evoluția clinică, și atunci putem corobora clinicul cu paraclinicul. Domnul ministru, ați spus mai devreme că ne așteaptă una-două săptămâni de foc, să le spun așa. Ce vă așteptați să se întâmple în săptămâna asta sau ce urmăriți în săptămânile astea? Ce urmăriți exact în aceste două săptămâni? În aceste două săptămâni urmărim ca tot ce a însemnat pacient care a refuzat internarea sau a solicitat externarea în acea perioadă de vid legislativ să poată fi monitorizat, urmărit și izolat în măsura în care se mai află în acea perioadă de 14 zile, unii care sunt simptomatici să beneficieze în continuare de testări și retestări până dispar simptomele cu cel puțin 3 zile. Iar pentru cei care sunt din focare noi, din anchete epidemiologice noi, să putem interna, spitalele să aibă capacitatea, la această capacitate lucrăm acum. Avem spitalele care, mă repet, sunt de fază 1, fază 2, suport și în acest moment pregătim într-un anumit context pe regiuni și alte spitale care pot prelua la un moment dat dacă acest număr de cazuri crește, precum și anchetele epidemiologice care trebuie să identifice, să diagnosticheze, să evalueze și să izoleze în spital sau la domiciliu acele persoane care sunt depistate pozitiv.
Făcând acest lucru, noi putem scădea transmiterea în comunitate și atunci putem gestiona un număr de cazuri, urmând ca după aceste două săptămâni, într-un caz fericit, să constatăm o stabilizare a numărului de cazuri și apoi o scădere a numărului de cazuri noi de la o zi la alta. Însă, rata de transmitere ar trebui să fie sub 1, sub unitară, ca să putem respira, să zic așa, liniștiți? Da, trebuie să fie sub 1 ca să fim siguri că ne îndreptăm în direcția bună. În acest moment avem 1,1, 1,2 pe care o gestionăm. Au fost și momente când am avut o rată mai mare, dar în acest moment, repet, nu ține doar de noi, ține de acea transmitere comunitară care în mare măsură ține foarte mult, dincolo de anchetele epidemiologice, de populație care ar trebui să respecte 3 reguli simple. Portul măștii, distanțare fizică și igiena mâinilor. De ce credeți că, bineînțeles că am ajuns la creșterea acestei rate de infectare, pentru că populația nu a mai respectat măcar parțial aceste recomandări. Opoziția vă acuză că dinspre dumneavoastră, dinspre guvern, vin mesaje contradictorii, că una spuneți dumneavoastră, alta doctorul Arafat, alta ministru de interne, și atunci oamenii, alta premierul, și atunci oamenii devin confuși și spun, domnule, aici e ceva în regulă, e clar că nu stă lucrurile chiar așa. Aveți vreun reproș să vă faceți măcar vis-a-vis de felul noastră personal și guvernului, măcar vis-a-vis de felul în care s-a comunicat în perioada asta? Doar o constatare. Atâta timp cât am decis, am avut un rezultat bun, chiar foarte bun. Am ajuns la 120 de cazuri noi pe zi. Sfârșitul lunii mai și prima săptămână din iunie. Când au apărut acele instigări la nerespectarea unor reguli, bagatelizarea la tot ce a însemnat această perioadă grea prin care toată populația am trecut, am bagatelizat tot ce a însemnat un efort al corpului medical, a tot ce a însemnat paramedicii, iar în acest context vreau să felicit astăzi și să spun la mulți ani de ziua ambulanței, atâta timp cât vom face în continuare acest lucru, vom vedea că sunt momente pe care le gestionăm foarte greu. A urmat o perioadă de vid legislativ, gândiți-vă că am avut asupra noastră și a personalului medical atât un avocat al poporului care ne explica care este mecanismul de tortură în spitale și ce fac doctorii, atât un vid legislativ și la un moment dat chiar am avut și o curte de conturi care transforma acea muncă, acel efort, concretizat la un moment dat prin niște ore suplimentare, că erau foarte multe. A fost un moment dificil și, mă repet, țin să felicit corpul medical pentru acest moment. Și eu sunt sigur că cu toată acea perioadă de 3 săptămâni de vid legislativ, cu toată acea campanie negaționiste, cu toate acele momente în care corpul medical la un moment dat eroi în halate albe erau oameni care se jucau cu orele suplimentare, vom reuși și în această parte, după ce am revenit pe o parte legală, să spun, pe acele pârghii care se ne poată permite să gestionăm momentul, la acel moment în care să spunem că într-adevăr am trecut hopul. Cred că ne-am bucurat prea devreme. Da? Și când spun ne-am bucurat și noi că realizasem ceva deosebit, dar și alții că pot specula politic și în aceste momente plătim acest preț. Am spus-o de multe ori și o mai spun și acum. Suntem încă într-un moment medical. Va veni momentul economic în care trebuie să ne revenim și pe urmă să discutăm și politic. Cred că ne-am grăbit foarte mult politic înainte de a termina momentul medical. Aș vrea să vă rog să ne uităm un pic către ce urmează în perioada următoare, pentru că lumea ar trebui să știe care este cel mai rău scenariu pentru România. Mi se pare corect, dincolo de faptul că sperăm cu toții că o să trecem cu bine peste perioada asta, cred că oamenii ar trebui să știe cu ce riscăm să ne confruntăm. Ce se poate întâmpla dacă va continua să crească rata de infecție, domnule ministru? Păi, haideți să vedem. 1500 de cazuri pe zi, să spunem. La un 5% cazuri în terapie intensivă, 10 zile. Înseamnă că adunăm după calcule în care scădem decesele, scădem cei care sunt vindecați, cei care se trec pe secții, ajungem, să spunem, la un surplus de 300 de cazuri pe terapie intensivă. Să cotez cei la 20 de zile. Și atunci putem vedea care poate fi un viitor sumbru, în care vom forța tot ce înseamnă terapie intensivă, în care vom solicita din ce în ce mai mult personal, care trebuie să specificăm că este limitat în această perioadă și va trebui în același timp să putem gestiona anchete epidemiologice care vor fi în desfășurare destul de multe. Să faci anchete la 120 de cazuri noi pe zi și să faci anchete la 1500 de cazuri noi pe zi. Anchetele atrag după sine contacți, simptomatici și asta înseamnă foarte, foarte mult muncă, foarte multă
adaptare a tot ce înseamnă medicina școlară, medici de familie, într-un anumit context pentru aceste anchete epidemiologice, dincolo de supravegherea celor care se află la domiciliu. Dar, mă repet, în condițiile în care vom respecta niște reguli și vom rămâne pe un platou de 1100-1200 de cazuri pe zi, o săptămână jumătate, urmând ca apoi, prin consumarea bolii celor care în acest moment sunt infectați și având o transmitere intracomunitară mai scăzută, să putem vedea și o scădere a numărului de cazuri. Dar nu suntem singuri în această luptă, nu lăsăm baza doar pe corpul medical, și populația civilă și agenții economici care au beneficiat de aceste relaxări trebuie să respecte acele norme și acele condiții în care s-au făcut aceste relaxări. Înțeleg că este o perioadă a concediilor, înțeleg că venim după 6 luni destul de grele, dar trebuie să înțelegem în același timp că nu am scăpat. Suntem într-un moment dificil, suntem într-un moment de recrudescență a numărului de cazuri, poate mai periculoase decât în prima fază, și suntem într-un moment în care beneficiem de niște relaxări. Dacă aceste relaxări sunt tratate cum trebuie, putem avea un prognostic favorabil. De ce spuneți că e mai periculoasă faza asta decât anterioare? Din pricina acestei rate de transmitere intracomunitară? Această a doua cocoașă a primului val se desfășoară într-un context în care am avut un vid legislativ, într-un context în care avem 3 etape de relaxări, da? Deci oamenii nu mai sunt în case, nu mai sunt cu anumite restricții, da? Și avem și un anotimp al concediilor în care toată lumea vrea să beneficieze de acest anotimp. Domnul ministru, se pune problema să se mai introducă noi restricții? Am văzut deja, spre exemplu, premierul vorbea despre posibilitatea ca masca să înceapă să devină obligatorie, inclusiv în spațiile publice deschise, dar care sunt aglomerate. Există această posibilitate și în discuția Comitetului Național pentru Situații de Urgențe este această posibilitate adaptată la comitetele județene pentru situații de urgență, acolo unde avem anumite focare și unde aceste aglomerări au și o transmitere comunitară accentuată. Intenția noastră nu este de a impune noi restricții, dar este recomandarea de a le respecta pe cele deja existente. În măsura în care cele deja existente nu sunt respectate sau nu sunt suficiente, atunci vin și noi restricții, dar în acest moment, mă repet, sunt punctuale, adaptate la județele care devin focare sau unde transmiterea comunitară este accentuată. La fel se întâmplă și cu mult discutata reducerea programului teraselor, spre exemplu, veți lua decizia punctuală acolo sau, mă rog, autoritățile locale acolo unde se impune sau vă gândiți la o chestie la nivel național? Decizia se dă la nivel național, dar se aplică în funcție de evoluție de fiecare comitet județean pentru stații de urgență în fiecare județ în parte. V-ați spus, domnule ministru, că intenția dumneavoastră, a guvernului și a dumneavoastră special, nu este să introduceți noi restricții. Totuși, care este condiția, ați mai spus asta, dar aș vrea să o repetați, care este condiția în care România ar putea reveni la stare de urgență? În ce condiții am putea din nou să stăm cu toți în casă cum am stat în cele două, trei luni de primăvară? Repet, atributul decretării stării de urgență este a președintelui României. Noi o să o propunem Comitetul Național pentru Situații de Urgență, propunerea către primul ministru, care este președintele acestui Comitet Național pentru Situații de Urgență, în momentul în care sistemul medical nu va mai putea face față în felul în care o face acum, gestionăm fiecare caz în parte, în care vom avea o suprapopulare a unităților de primire urgență și a unităților de terapie intensivă. Dar înainte de a gândi acest scenariu, repet, vreau să respectăm acele reguli pe care le-am impus și pe care le-am agreat toată lumea când am făcut acele relaxări. Dacă fiecare dintre noi vrem acest lucru, vom ajunge la o scădere a numărului de cazuri noi într-o perioadă următoare de 2-3 săptămâni. Domnul ministru, de asemenea, știți cum e, lumea vrea să-și continue relativ normal viața. Există mari semne de întrebare cu privire la ceea ce se va întâmpla, spre exemplu, cu redeschiderea școlilor. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației spunea că va da fiecare școli posibilitatea de a decide. Credeți că e o idee bună? Aici n-ar trebui totuși o decizie la nivel național? Dom'le, se face școala fie online, fie fizic în clase, cu variații, cu rotații între grupele din clasă?
Sunt mai multe scenarii pe care Comitetul de Lucru Interministerial le are și le va pune în aplicare într-un anumit context. Evoluția premergătoare a deschiderii anului școlar ne va spune și cum va începe acel an școlar și cum se va desfășura activitatea de învățământ. Depinde de noi să facem ca scenariile să fie cele mai bune. Dacă noi nu respectăm aceste reguli, atunci ne vom confrunta efectiv cu o creștere a numărului de cazuri și scenariul va fi unul din cele mai grele și pentru copii care vor merge la școală și pentru personalul din învățământ. A apărut și un lucru care vi s-a reproșat de asemenea, pentru că în perioada stării de urgență ați fost și sper că o să rămâneți în continuare unul dintre oamenii cu mare credibilitate publică. Oamenii se uitau la dumneavoastră să vadă ce ne așteaptă, ce urmează. Vi s-a reproșat însă tot dinspre opoziție, dar am văzut și în spațiu public acest lucru, faptul că ați început să păreți supărat pe populație, să certați populația, să spuneți nu respectați, nu faceți, nu dregeți. Simțiți că în momentul ăsta ați pierdut populația României de partener în combaterea acestei epidemii? Nu, eu merg prin țară și cam văd tot ce se întâmplă în fiecare județ în parte, tot ce se întâmplă în fiecare spital în parte. Sunt anumite zone, dacă vă uitați, unde aceste lucruri nu se respectă. Da, hai să ne uităm la zonele turistice, hai să vedem litoralul, haideți să vedem Valea Prahovei, dar litoralul în mod special. Pe timpul pandemiei spuneam că 90% au respectat sau respectau, ceilalți 10% erau cei care aveau o mai mare exprimare și atunci acopereau tot ce făceau cei 90%. Și în acest moment, în discuțiile pe care le avem cu Horeca, au avut și explicații, dar în același timp au avut și niște reproșuri. De ce să plătească ei pentru ce fac doar unii dintre ei? Și e corect. Respectarea acelor acorduri, acelor reguli, acelor norme de deschidere. Haideți să nu generalizăm și nicio supărare pe populație. Nu, rămâne în continuare un parteneriat pe care îl avem cu populația, care a trecut împreună cu noi prin această primă parte a pandemiei și care a respectat niște reguli să le respecte în continuare. Nu suntem supărați. Suntem un partener corect care își face în continuare și gestionează în continuare o criză sanitară. Dar, mă repet, nu putem singuri. Rămân, domnule ministru, până la urmă aceleași reguli pe care le-ați menționat. Masca acolo unde este cazul, distanță socială, spălat pe mâini sau, mă rog, dezinfectat pe mâini. Sunt cele trei lucruri pe care, nu știu, nu sunt atât de greu de îndeplinit, însă pare, repet, că o parte din populație alege să nu le mai respecte, să nu le mai creadă. Cred că, de asemenea, ar trebui să explicați și să insistați asupra acestui lucru. În acest moment, sistemul medical, așa cum îl descrieți, poate gestiona situația acestei pandemii. Nu este în pragul colapsului, nu este supra sau, mă rog, asta iarăși vă rog să lămuriți. Sunt în acest moment spitalele supraaglomerate? În acest moment nu. Avem anumite spitale județene din anumite județe sau spitale din capitală care la un moment dat erau suprapopulate. Da? În acest context, dacă mă refer la București, Spitalul Viting, Spitalul Județean Ilfov au preluat aceste cazuri și atunci am decongestionat cele care erau forțate, Balșul, Matei Balș, Victor Babeș și Marius Nasta. Dar, mă repet, n-aș vrea să forțăm aceste spitale sau să ne lăsăm în baza că aceste spitale au respirat un pic sau respiră un pic. Haideți să nu forțăm o situație pe care o putem gestiona în acest moment, să vedem care sunt limitele. Este o componentă spitalicească, este o componentă umană care, dincolo de, eu știu, o perioadă de oboseală de 6 luni de zile, poate și au și o perioadă de dezamăgire că efortul lor a fost în zadar la un moment dat. Haideți, pentru cei care nu cred, să mergem prin spitale, să mergem prin terapie intensiv, haideți să vorbim cu cei care și-au pierdut pe cineva drag, haideți să vedem că peste 3700 din personalul medical a fost infectat, haideți să vorbim că și aici au existat decese, haideți să vedem eforturile care s-au făcut în această perioadă în care nu aveam ventilatoare, nu aveam echipamente, nu aveam materiale sanitare, nu aveam medicamente. Toată lumea era disperată, era deznădăjduită.
Cred că nu trebuie să punem în acest moment să vedem dacă sistemul medical mai poate rezista sau dacă personalul medical în continuare poate depune un efort. Eu sunt sigur că îl poate depune, dar haideți să-l dozăm și să știm că această pandemie nu se va termina acum. Vom fi nevoiți să conviețuim cu acest virus, dar e de să conviețuim controlat. La începutul acestei pandemii dădeam niște măsuri simple. Când simțim că avem niște simptome respiratorii, rămânem în casă, sunăm medicul de familie, ne refacem un bun prieten din medicul de familie, dacă el consideră, mergem la spital, mergem la o testare, ne spălăm pe mâini, tușim într-o batistă, tușim într-un șervețel, în acest moment a venit, purtăm mască, avem dezinfectante, evităm locurile aglomerate și cel mai mult să nu uităm că trebuie să avem grijă și de cel de lângă noi, de cel din jurul nostru. Instinctul de conservare trebuie să existe, dar bagatelizarea unui efort general n-ar trebui să existe. Am văzut, domnule ministru, în toată lumea, în Europa, în Statele Unite, deja pregătiri pentru ceea ce se numește valul al doilea al acestei pandemii. Premierul britanic Boris Johnson spunea, am văzut ieri, faptul că Marea Britanie s-a dotat deja cu foarte multe doze de vaccin antigripal. V-aș întreba ce face România pentru, dacă suntem, ați început deja pregătirile pentru potențialul val 2, cred că putem să-i spunem cu siguranță val 2, nu cred că mai e vreun dubiu pe undeva că nu va mai lovi încă o dată în un val de COVID. Am spus și eu mai repet, un eventual val 2 depinde foarte mult de cum trecem valul 1. Dar gestionarea valului 1 ne va da și momentul în care s-o previziune pentru un val 2. Și noi suntem pregătiți, avem până în acest moment achiziționate 3 milioane de vaccinuri antigripale, avem vaccinuri antipneumococice, am solicitat Comisiei Europene inclusiv 250.000 de vaccinuri care sunt pentru copii, dar nu trebuie să ne lăsăm doar în baza acestor lucruri. Noi ne pregătim ca sistem medical, previzionăm anumite lucruri, dar suntem încă într-un moment pandemic al primului val. Haideți să-l gestionăm corect pe acesta ca să dăm răgazul populației, dar și sistemului medical să se poate reface pentru un val 2. Iarăși aici este un reproș care se face guvernului, faptul că pare că așteptați de la o zi la alta să luați niște măsuri, că este imposibil pentru, nu știu, mediul de afaceri, pentru oameni ca atare, să-și facă vreun plan pe termen mai lung de o săptămână. Și e reproșul care vi se face foarte des și dumneavoastră guvernului, fraților, dar când anunțați ce aveți de gând să faceți? Când se întâmplă lucrurile? Noi cum aflăm? Eu în septembrie îmi duc copilul la școală sau când aflu că o să-mi duc copilul la școală? Ca un job de îndeplinit? Ce fac cu el toată iarna dacă nu încep școlile? Cum, care este distanța la care puteți face aceste anunțuri? Adică, iau ca exemplu începerea școlilor, 15 septembrie. Când se va ști dacă, cum, sub ce mod, sub ce formă vor începe școlile? În funcție de evoluția pandemiei. Noi, doar răutăcioșii pot spune acest lucru. Noi am relansat economic, da? Și am prezentat acel program de relansare economică și de revenire încă de acum o lună. Am specificat și fondurile pe anumite paliere. Nu cred că se poate nega discuțiile pe care le-am avut cu orice sector economic efectiv pentru a putea preciza și ajutorul pe care îl poate da statul, dar și deblocarea momentului în care suntem. Discuțiile pe care le-am avut cu fiecare ministru în parte, cu fiecare sector din spatele acestui ministru, începând de la acele măsuri de relaxare. Deci acele măsuri de relaxare au vizat ordine comune de ministru între Ministerul Sănătății sau Ministrul Sănătății și Ministrul de Resort. Fiecare ministru de resort avea în spatele lui anumite activități, anumite gestiuni economice. Sunt în fiecare zi discuții cu factori economici din domeniul respectiv. Doar cei care nu vor să vadă acest lucru neagă. Să nu uităm sau să ne uităm un pic că cei care negau existența vreunei pandemii astăzi acuză proastă gestionare. Ar vrea să se hotărească, a fost sau nu a fost, este sau nu este pandemie. Cred că acest guvern a gestionat destul de bine până acum și prognoza este una favorabilă. Dar haideți să nu-i punem piedici și să nu încercăm în acest moment să transformăm politic o suferință a poporului român. Nu mai avem foarte multă vreme și vreau să vă întreb așa, din perspectiva dumneavoastră,
sunteți și om politic pentru că aveți o funcție politică. Pot fi organizate alegerile locale pe 27 septembrie? În acest moment, cu evoluția din acest moment, pot fi organizate aceste alegeri. Nu văd decât momentul în care să începem să scădem ca număr de cazuri noi. Dar acest moment, mă repet, depinde doar de noi. Aș vrea să vă întreb și vă întreb direct. Vă e teamă de COVID, domnule ministru, dumneavoastră personal? Dacă vă e teamă pentru familia dumneavoastră? Ar trebui să fim precauți. Da? Îngrijorările vin tocmai din lipsa acestei precauții. După cum ați putut vedea, începând de pe 26 februarie, am fost în toate focarele și am putut fi alături de colegii mei. Dacă lor nu le-a fost frică, nici mie nu mi-a fost frică. Cum, ce le spuneți celor care cred în continuare că acest COVID este un soi de gripă? Le doresc multă sănătate și să nu trăiască momentul pe care îl trăiesc mulți din conaționalii noștri care sunt în acest moment infectați sau au pierdut pe cineva grav sau care trăiesc în anumite condiții care le-ar putea periclita atât sănătatea cât și viitorul. Cât de aproape suntem, domnule ministru, de un vaccin? Nu noi România, ci mă refer cu siguranță la planetă, desigur. La nivelul Comisiei Europene suntem într-un grup. Avem discuții cu numeroase firme care pot produce acest vaccin și noi personal, la nivelul Ministerului Sănătății, am avut discuție cu o serie de firme care dezvoltă în acest moment un vaccin. Vaccinul se află în faza 1, faza 2. Se preconizează că la începutul anului viitor să putem avea și producția unui vaccin, iar în a doua jumătate a anului viitor să-l putem avea și pe piață într-un număr suficient cât să-l putem achiziționa și noi. Domnul ministru, vă mulțumesc foarte mult. Domnul și domnilor, publicitate, imediat aflați informații absolut incredibile. 230 de oameni contestă carantina, revenim. Și domnilor, vorbim acum despre ce ne așteaptă din punct de vedere al vremii. Avem cod galben de caniculă. Cât va dura valul de temperaturi sufocante, aflăm chiar acum de la directorul ANM, doamna Elena Mateescu. Doamna director, bună seara. Cât ține canicula? Bună seara! Vorbim pentru ziua de miercuri și joi de o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogea, local în Moldova, zone în care va fi caniculă, temperaturile maxime vor depăși frecvent 35 de grade Celsius, pe arii restrânse chiar 37-38 de grade, astfel încât disconfortul termic să fie unul accentuat, iar indicele temperatură umezeală să depășească pragul critic de 80 de unități. Și pe parcursul nopților, temperatura nu va coborî sub 20 de grade, adică vom putea să vorbim de nopți tropicale. Iar până joi va fi în vigoare de asemenea și o informare meteorologică, pentru că în cea mai mare parte a țării vorbim de o vreme caniculară, acolo unde temperaturile se vor situa în zonele de câmpie la valori de peste 33-35 de grade Celsius. Și acest lucru este semnificativ până cel târziu la finele lunii lui Cuptor și chiar începutul lunii august va aduce în atenția noastră valori de temperaturi de 31-33, posibil 34 de grade Celsius, astfel încât să vorbim de o perioadă în care disconfortul termic să fie unul accentuat și pe parcursul săptămânii viitoare. Aveți o prognoză pentru cum va arăta luna august, doamnă Mateescu? Luna august aduce în atenția noastră, în special pentru zonele din sudul și sud-estul țării, valori mai ridicate decât în mod obișnuit, ceea ce înseamnă că în aceste areale vom vorbi frecvent de zile în care temperaturile să depășească pragul unei zile de caniculă 35 de grade Celsius, cel puțin până în jurul datei de 24 august, pentru că astăzi am actualizat estimările pentru aceste 4 săptămâni. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă directoare, pentru aceste precizări. O nouă informație de breaking news. Primăria Gornet vrea daune de 1 milion de euro de la guvern. Avocatul primăriei, domnul Bogdan Dumitru, în direct cu noi. Domnule avocat, bună seara! Bună, doamnă! Ați strâns semnături de la...
De la cetățenii din comuna Gorneț. Sunt 230 de semnături care au intrat în posesia mea. Se mai strâng în continuare, adică oamenii sunt tare dezamăgiți, supărați, stresați. Veți da guvernul în judecată și cereți aceste daune de 1 milion de euro? Pentru ce, domnule avocat? Pentru ce? Pentru faptul că oamenii au rămas fără resurse financiare, pentru o ducă cu fiecare zi și cu fiecare oră din ce în ce mai greu. Și cam astea sunt motivele, iar obligația mea ca avocat este să-i apăr cu orice fel de mijloace trebuie să se delege. Eu am indicat la acel comunicat textele care le invoc și la instanță. I-am solicitat domnului președinte al României să se prezinte în localitatea Gorneț să vadă dacă mai sunt 4 sau 5 fii infectați cu COVID. Adică nu putem să stăm până se pronunță instanța cu toți cetățenii blocați, care nu au voie decât la magazin și înapoi să meargă și cam atât. Unde se impune, într-adevăr, se impune. Am văzut că s-au luat unele măsuri la nivel local, guvernul s-a degrebat de această sarcină și a dat-o către autoritățile publice județene, cu acele comitete de situații de urgență, unde trebuie să poarte mărci în spațiu public, în locuri aglomerate, cum e cazul la Argeș. Adică s-ar putea lua măsură de felul ăsta și la Gorneț. Și oamenii să-și vadă de treaba lor, de programul lor normal și așa, nu mai sunt primiți la locurile de muncă. Deci o situație deosebit de gravă. Dar de ce credeți că a fost carantinată localitatea dumneavoastră, domnule avocate? Din punctul meu de vedere este un abuz. Așa cum am motivat și cererea de chemare judecată, urmează să mai fac și alte precizări. Acea acțiune obligă despre care am vorbit o să o depun tot la Curtea de Apel București în contradictoriu cu Ministerul Finanțelor Publice, pentru că așa intuiesc eu că bugetul de departamentului pentru situații de urgență este cam mic acum ca să poată efectua aceste plăți în cazul anumitei acțiuni. Ori se știe foarte bine și orice avocat din țară și orice jurist că instanța te acordă sub formă de pretenții care le formulezi cât ai cerut sau mai puțin decât ai cerut, dar mai mult niciodată. Adică nu se poate acorda o despăgubire mai mare decât ai cerut tu. Când se va aprecia că vor fi 400.000 de euro, 600.000, nu știu, vom vedea. Deocamdată nu a apărut nici astăzi pe portalul Curții de Apel București numărul de dosar, în mod cer mâine se va forma, adică știm și numărul și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule avocat! O nouă informație de breaking news, doamnelor și domnilor. Un membru al clanului Duduianu arestat, Costi Soare, ne spune despre ce e vorba. Costi, bună seara! Bună seara, Lilii. Cristian Bolcoș Discioara este unul dintre membrii importanței clanului Duduianu implicați în dosarul maneliștilor tâlhăriți și șantajați. El s-a întors sâmbătă în țară din Anglia și a doua zi a și fost săltat de mascați. În sarcina lui au fost puse 5 acuzații de tâlhărie și șantaj. După 24 de ore de reținere, judecătorii de la sectorul 1 au decis în urmă cu puțin timp să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile. Așadar, în acest moment, vorbim despre 6 persoane arestate în acest dosar.